Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Marvel Ultimate Alliance 3 aici cu echipa super păiangă aici cu Venom, cel mai important, pentru că Venom de cel mai multe meșini dintre toți mi se pare mie. Și ia să vedem noi cine așteaptă aici, l-avem pe Green Goblin care are niște planuri acolo așa. Oh, what the fuck? Să-i Time Stone-ul. I've got a little extra time on my hands. Zawardo! Yours is about to run out. Literalmente asta e Dio în momentul ăsta. Jojo, what the fuck? Ok, bombe. This stone was delivered to me by fate. You'll never take it away from me. Jesus! Ah, poți să iau bombele și le arunc în cap. Ia-o pe asta, boss. Da-i așa. Opa. Hai că să ne dau un ton de damage, what the fuck. Nu mă încoace, tu-și ceapa ta... Bai, Green Goblin ăsta. Gata, am prins. Ia-mă nebună de aici. Hai așa că iară. Haha, tot l-am prins, mă. O, tași, mă, din gură, ce ești așa periculos. Că de-l mare șmecher doar pentru că e boss acum. Ia, mă, de aici. Heee, cai că ești culmea, unde te duci? Valeu, dar ce e aici? Ah, l-a activat instant! Dar mai stai, mă, locul lui! Aleu! Cât? Bă, încerc să le iau, dar nu mă lasă! Ai, fuck off! N-am aruncat-o bine pe aia. Aoleu, stai că activează Zawardo. Patru secunde. Trei secunde. Oh, nu. Dio. Super atacul nou, Spider-Man! Spider Platinum! Activează! Hei, asta e puțin semi-rasistă treaba. Oh, nu! Oh, nu! Oh, deja se simte Jotaro în fucking Jojo. Hai de capul meu. Nu din nou! O, Doamne, o, Doamne, o, Doamne! Aoleu, Doamne! Mamă, frățioare! Nu din nou! Ia vino încoace. Atât. Hai că nu are mult. Oleu.
Bine, mă, încoace, unde te duci? Afirar. Ia-mă la cu Zawaldo ăsta lui. Jesus. Du-te, bă, de ce a oprit-o fix înainte să ajungă la el. Am prins. Oh, nu, fuck, Gwen a murit. Hi, Miles. We did it. Am reușit, boys, am reușit. Băi, dă-o în banana mea cât de aiurea. O, abilitate nouă. Oh, nice, avem abilități noi. Ioi, ce șmecher. What the fuck? Zici că ai prins în Golden Experience, Requiem? Ce-a pățit, frate? Chiar că? He's lost control of the time stone. There's no telling what sort of damage a madman such as he could do to the laws of nature. Yeah, it may rip the time stream to shreds, but you got to. Oh, despotrește cu muzica, zice că e. Ok, mă opresc. That's not exactly the word I would choose. Look. What the fuck? Yo. Să cred că e în viitor de la unde toată lumea e moartă. Oh shit, chiar am o dreptate. Ăla-i Thanos. Cu... găgii lui. What the fuck? Mamă. This is how it all ends. This is how it all ends. Or we could work together for once. Stai, and make sure that it isn't. What do you say, Norman? This is how it all ends. Worth a try. Psst. This ought to hold you until the raft's guards can fit you for a new straitjacket. Whoa, hey, not a good idea. I know what I'm doing. These things need to be put in a safe place. Your pocket is not a safe place, Space Bro. Crazy. That's funny. Because this one has been doing just fine. What? Space stone. You're telling me he had one of those stones all along, and he didn't bother using it. It's far better that he didn't. Bueno, es peligroso. Unaccustomed with cosmic power. The Infinity Stones can yield disastrous results. Like landing us on this miserable mudball of a planet. Will we be thrown back in our shell now? No, sai niște, man. If the future is as grim as it looks, you're better off by our side than behind bars. Damn, Venom arată așa badass. There are still four more stones out there. Each one just as powerful, but in totally different ways. If they can all do crazy stuff like that on their own, we really don't want to find out what all six can do together. Correct. I didn't mean to bring them here to Earth, but it happened. So now, it's up to us to track the rest down before Thanos can. I'd like to say this isn't your fight, but you know I'd be lying. We need you. All of you. Hell, probably about 20 more of you. But we'll take what we can get. And together, we'll make sure that there is no way in this galaxy, or any other, that a tyrant like Thanos will... Nu e dacă apare cineva când a văzut că se termină. Really? Man, I only get to make speeches like that once. Twice a year, tops. Sorry, gotta take this. It's my wife. Jesse? Jess, you need Jess. Jess, baby, I can't really... yeah, well, there was this thing out on the raft, and, I know, but I'm sure Danny and Matt can handle. Nu trebuie care-i Jess aia, iar nu vine în cap cine. Right there. Okay, now, can we get back to... Ăla încă e în spate acolo. Because my girl just found your next stone. Oh, shit! Ia o zau, găsit următoarea piatră, boys! Ok, Nick Fury. Bă, da, o să schimbăm echipa curând totuși. Oh, asta e echipa lor pe care o sugerează aici, probabil. Bă, putem folosi asta. Nice work, soldier.
But the mission's just begun. Pare că Thanos încă nu e singurul quest, nu e singurul pentru nebunia asta cu pietrele. We're not the only ones who've gathered a team. Mm-hmm. Intel from the Nova Corps identifies his crew as the Black Order. Oh, ca și titlu. Some of the most vicious warriors in the known universe. And if they serve Thanos, then you already know where they're headed. După pietre? Da, mergem să luăm pietre. Mă întreba care e ideea să prevenim atât viitorul. We find the stones before they do. We've secured two of them already, so that's a good start. But it won't be enough. Da, să avem grijă să nu ne pierdem. That we aren't the only ones who noticed their arrival. Every villain from here to Wakanda, Wakanda is probably trying to claim their power by now. Okay. S.H.I.E.L.D. needs to coordinate with Alpha Flight and strategize a defense effort for when Thanos and his goons make planetfall. They'll need the director on deck for that, which means you're going to have to handle the search for the stones without me. Sigur că putem face asta? Fought a lot of battles in my day and only dreamed of having an alliance like this one backing me up. If this team can't handle the mission, no one can. Ok. Hai să vedem ce echipă ne putem face. Că am văzut că tot oane de chestii interesante. Bă, jocul ăsta de e foarte fain, să fiu sincer. Nu mă așteptam să fie chiar așa interesant. Eram puțin descurajat când am văzut pe internet care undeva nota 7 media sau ceva în genul ăsta. Sau chiar mai 7-7.50. Pentru că am zis, bă, cum ar putea să fie? Adică știu că e relativ destul de fain și părerile erau chiar destul de bune pe internet de la alți oameni pe care îi cunosc eu. Și acum că am ajuns să mă joc, da, ok, pare un joc chiar foarte, foarte tare. Adică, cel puțin, prima misiune mi s-a părut super, super mișto. Nu știu vouă ce părere va lăsa jocul ăsta acum după primele, hai zicem, deja, cred că primele 70 de minute sau chiar mai mult. Am fost sinis în oraș acum. Jessica Jones, mă, da. Nu prea am uitat la serialele astea cu Jessica Jones sau alte nebunii. Ia, hai să mă, ce abilități au mai primit? Deci au primit... Ea n-a primit nimica, din păcate. Venom are Black Web. Oh, that's actually nice. Tu ce primi? N-ai primit. Ok, hai să luăm atunci și noi alți oameni și facem altă grupare. Hero Select, azi ce avem aici. O să ne facem, cred că, Avengerii originali, zic eu, să ne punem. Gen... Oh, la level 10 primesc abilități noi, ok. Puteau săraci level 7 și dă-le, ok. Păi atunci cred că o să luăm pe Iron Man. Luăm pe... Trebuie să luăm și pe Scarlet Witch, nu zic, hai să luăm așa aici. Să luăm două gagici cu noi. Să luăm și pe Black Widow cu noi. Și pe Thor. Ok, Avengers. Woman of Marvel. Original Avengers. Ok, deci văd că am primit diverse buff-uri datorită personajelor pe care le avem noi puse aici. O să dăm level la abilități puțin, că nu se facă și niște levele pe acolo. Ia, hai să vedem, avem pe Thor. Thor are niște atacuri drăguțe. Aruncă cu ciocanul, bun. Ce știe să facă? Ok, dă cu ciocanul așa ca și cum dă raza lui Iron Man. Scarlet Witch. Ok, aia e destul de șmecheră. Ce fain atacă Scarlet Witch, lol. Și asta pur și simplu are... trage cu pistol, ok. Ce șmecher zboară Scarlet Witch. Ok, Jessica, care-i treaba? If my sources are right, we don't have any time to waste. Okay. Sigur ai găsit una dintre pietre? Maybe. I got a tip that the Kingpin acquired some sort of amped up crystal. Can't say for sure it's one of yours, but chances are good. Oh my god, Kingpin, pe bune? You know, Wilson Fisk? Legitimate businessman by day, corrupt criminal overlord by night? That. Okay. Well, he's not at Fisk Tower, which means he's probably holed away in that weird fortress of his, Shadowland. Just look the fuck? The ninja Shadowland? The you can't miss it. Deci ca așa se cheamă locația lui ăsta. I just love the superhero stuff. Ok. Nu știu dacă mințea că îi place chestia cu supereroi, dar nu știu. I've got another lead to follow up on. I'll meet up with you a bit later, but I'll stay in touch just in case, ok? Oh! Ninjas! Did I mention that the ancient ninja temple is guarded by actual ninjas? If not, I probably should have. Da, nu cred că e vreo treabă de asta. Bă, Black Widow, dar faci și tu ceva sau salcă tu? Mamă, dar greu se... Deci greu se oprește dintr-un atac ca să dea cu chestii. Ok. Oh, nice!
Aoleu, dar bombele la scrimă deja, frate. Ok. Shadowland. Bă, bine ați venit în World of Warcraft Shadowlands. Yo, uită-te la ei, frate, cum vin cu, dolea, bă. Ah, Iron Fist. Ce blană. Dă-le. Oh, Scarlet Witch are atacă destul de blană, dar e foarte ușor, își ia damage foarte ușor. Ioi, dar bombele la scrimă deja. Mamă, dar greu te oprești din atacuri ca să dai dodge. Asta e o chestie care nu prea-mi place. Hai să folosim un acăpător. Așa, ce-l atacă? Ah, ok, deci nu pe acolo, pe aici. Trebuie să găsim și de-aia de healing, zic eu, pe aici, câteva drăcidele. Uite acolo unde ai. Stai, iau numai eu, nu se pune și la ceilalți, ok. Oh. Oh, ok. Da, așa. Ia, asta e nebunie. Nu așteptam la așa ceva, îmi place level design, îmi place ideea de cum te pune să joci jocul. Cred că am luat-o puțin cam mai iurea. Oh, o reușit, boys? Suntem buni? Ne-am ferit din prima, știi, fără să ne agităm prea mult. Ioi. Ok. Aia a fost puțin prea aproape pentru confortul meu. Ioi. Oh, acolo trebuie să ne ducem. Well, stai puțin. Tatăl lui e proiectil. Oh, asta ne trebuia. Oh, dar puțin heal era bine dacă aveam și noi, zic și eu. Doar așa puțin ca idee. Stai așa să dăm cum vine asta de aici, ca să o să fiu nebunie. Why? Nu pot să cred. Bine, o să fim văzuți aici. Yep. E, mai tași, mă, din gură. Chiar voiam puțin de acțiune de asta așa. Dăm cu Black Widow aici niște damage la Blanao. Îmi place că e și Iron Fist, bă, că e implicată toată treaba asta. Ia de aici, bosulane. Gata, ce mai vrei altceva? Puțin XP în plus nu strică, să știi. A, n-are nimic decât double jump, acasă că are ceva chestie. Ok, hai mă că a reușit. Hei, Jessica. Când ai ajuns tu aici? Guess my source was right. My path was quicker and easier than yours. A, pe bune. While I waited for you to get here, my fellow defenders went ahead inside. For some reason, those guys just can't resist all this stupid ninja crap. Oh, I'm not. Spandex is my arch nemesis. But someone's got to keep the streets safe for normal people while the other heroes are busy fighting giant squids on the moon or whatever. Okay, nu-i prea place ideea asta cu supereroi. Looks like the temple's on high alert. That's on us. The hand already sealed off the main gates. But I think I can remedy that. Au, vrea să deschid o poartă, ok. Deci ea nu e prea genul de, supereroi care îi place să fie îmbrăcată și într-un costum de la special. Să, fie, nu-i plac supereroi în general. Impressive as always, Jess. You gonna tell me how you got through all that without getting caught? Nope. Gotta keep the mystery in our relationship alive somehow, babe. Ok, dude. Calmează-te. Ok, Thor! Aleu! Bă, dar ce cu atâtea bombe, frățioare? Ah,
outside and meet up with the defenders. They'll help you handle it from here. I hope. Era tare dacă avea un fel de smash-tor ca și abilitate. Eu nu zic că asta e nașpa. Dar tot aș fi mers pe ideea de smash ar fost mai tare. Thor, smash! E bine că l-avem pe Hulk totuși pentru smash-uri. Oh, iarăși. Oleu, dar am așa un fetiș major cu bombele astea, mă jur. Bum! Ia dă-mă aici. Rare item acquired void sphere. Dar stai că e ceva aici. Și asta? Infinity Rifts. Oh, facem pentru diverse chestii. Fii atent aici. Ok, salvează. Deci asta e un fel de, de zonă unde putem să batem ceva și apoi aia e, știi? Infinity Rift. Dar primim reward-uri faine, știu că ia să vedem. Întreb ce-mi dă pe aici. Bă, muzica e drăguță. Inițial am crezut că muzica o să fie ca în lipsă, dar hei, m-am înșelat. Oh, te se batem doar cu Otto, iarăși. Hei, Otto! E un fel de trial, trebuie să-l batem, increase synergy damage. Ah, cu diverse condiții acum trebuie să-l batem sau ceva, știi? Are el niște buff-uri sau ceva. Nu prea dăm damage, lol, acum observ, nu prea dăm damage. Cu synergy attack să-i dăm damage, stai așa. Ioi, dar ce urât m-a prins. Oh, fuck. Hai, e greu să ne dăm cu sinergie de-astea. Nu cred că avem sinergie, bă. Cred că asta e problema mea acum. Da, nu cred că avem sinergie. Acum observ. Oh my god. Da, nu avem sinergie, acum observ. Oh, rip. Da, cred că riftul ăsta o să fie greșeală, că nu trebuie să o facem. Și trebuie să dăm doar cu sinergie, iar ăștia nu fac sinergie, nu avem sinergie cu ăștia acum. Da, cred că dacă aveam Guardians of the Galaxy, aveam acolo sinergii destule. Da, n-avem nicio sinergie, nimeni nu se activează cu nimic. Da, nimeni nu se activează cu nimic, cred că putem să ieșim de aici. Putem să ieșim din ăsta, că e degeaba. Sau, cred că lăsăm să ne omoare, nu știu sigur dacă merge. Dar nu văd cum putem să combinăm atacurile, asta e problema. Încercăm să dăm superele alea, zic că super ăla dă ceva. Dă-i! Mau, dacă nici super nu dă damage, înseamnă că e clară treaba. Da, nu dă damage, boys, ăsta e răspunsul. Deci trebuie să-l batem doar cu sinergie și n-avem nicio sinergie pe asta. Ok, atunci distruge-ne. Ok, Octo. Deci asta e treaba. Ok, atât. Omoară-ne. Superb. Atât. Mă lovește-mă și pe mine. Da, nu-și ia damage deloc, cred că e vorba de să dăm cu atacul ăla de sinergie.
Ca așa scria, zici că Synergy Attack sau ceva, drăcii, nu știu ce. O să încercăm ceva. Ne facem o altă echipă. Și o să încercăm iar să vedem ce zice. RIP. Nu, am dat retry, firar. Nu, vreau să schimb echipa, stai puțin. Team. Nu putem să schimbăm de aici, fuck it. Bine, nici level nu au săracii, sistem. Quit game. Yes. Deci eu înapoi aici, să ne ce reușim să facem. Scrie totuși ce erai acolo totuși. O să luăm o echipă cu sinergie. Finite Trials. Defeat Dr. Octopus. Ah, uite aici mă și îți dă costumații sau ceva. Ah, that's nice. Atunci dăm înapoi. Ce sunt rifturile? Ah, ok. Hero Select. Hai să facem o echipă bună, zic eu. Facem o echipă. Să luăm echipa Guardians of the Galaxy sau... Nu știu dacă avem cum să combinăm. Cred că de fapt ne trebuie Captain America. Și... Ah, nu, e bine așa. Acum cred că suntem bine. Sau cred că ne trebuie Hulk. Original Avengers bonus. Păi da, dar nu știm noi team bonus. Ies de aici. Avengers of S.H.I.E.L.D. Guardians of the Galaxy. Asta văd că merge. Agents of S.H.I.E.L.D. Anti-Heroes. Ok, Original Avengers. Deci ăștia trebuie să fie 100% aici. Alții nu avem momentan. Nu știu dacă cu asta facem ceva, nu știu dacă avem sinergii. Nu, hai să mergem pe ceva care are 100% sinergie. Hai că să știm sigur că au sinergie. Băieții, luăm așa. Aici. Ok, hai să vedem așa dacă merge. După aia că ne întoarcem la story. Văd că avem acum Guardians of the Galaxy stuff aici. Ia, dacă vedem dacă cu asta funcționează. Infinity. Ia să vedem dacă e cu Infinity ăsta aici. Bun. Dăm pe ăsta. Și oare câte steluțe aveam acolo, deci trebuie să luăm steluțele pentru diverse skin-uri. Ups. Dacă n-am făcut bine. Deci ăsta ce zice, de fapt, Dr. Octopus, level 10. Synergy attack deal more damage, but all other attacks reduce damage. EP recovery attack increase. Deci asta, te-ți dăm synergy attacks. V-am zis eu, e cu d-astea, e cu nebunii. Vreau să văd cât de mult damage dăm. Dacă reușim să-l facem, dacă nu o să dau quit și mergem toate la story, pentru că... N-avem ce să-i facem. Dar trebuie să ne upgradăm chestii, de fapt, trebuie să fie upgradat lucrurile. O să dau repede meniu, dar nu cred că am pășa, n-am nimic ce să upgradez, că am upgradat deja pe ăștia. Mamă, ai mulți eroi, frate, trebuie să te ocupi de fiecare în parte, știi? E multă muncă aici, până la urmă. Hai, bobiți. Ok, runda 2, Otto. Data asta suntem noi gata. Am mă, vreau să dau synergy attack-ul ăla. Aia zic, iau uite synergy attack damage-ul ăla. Mamă, ce easy e. Omega damage, boy. Jesus. Oh, m-a rupt. Ok, cu asta n-am ce să combin aici. Nice. Oh, firar. Hai, Dr. Octopussy. Mai s-a admit de trecut, cred că destul de mult. Dă-i tot! Bine, asta nu dă nimica, bă, că...
Ma, dar nu avem niciun atac, ce facem aici? Eu! Fuck! Trebuie să văd unde ți arată în meniu cine are synergy attack-uri și cine nu are. Mamă, cât damage am prins acolo. Ăla ai fost. Aia a fost. Ok. Ia, uai, tu-ți faci și runda a doua. Nu e ok. Ah, fira, asta nu e fun. Ok. Vai, dacă damage am luat, frate. N-avem și niște healing pe aici? Ar fi fost drăguț, dar n-avem. Asta ne norocească cu tentaculoasă lui. Trebuie cum funcționează aici. Mamă, de ne-o spart. Nu, e destul de greu, trebuie level și n-avem level pentru asta. Ok. Băgate, n-avem level pentru așa ceva. Și nici revive-uri nu mai multe. Ok, Gamora. Cât? The fuck? Hai mă! Atât. No, n-am șanse. Uleu! Au, Groot e gata. Vai, dar ce dă ăsta, frate? Nici nu l-am lovit, fii atent. Jesus! Da, nu mai avem să-i facem, e gata. Omoară-mă. Ei, aia, v-am luat puțin ca să vă arăt și chestia asta. Da, n-avem noi echipa destul de puternică, trebuie să facă level. Aia. Am încercat. Și cum e? Am încercat, mi-am dat silința, n-a funcționat, am vrut să vedem care e treaba. Hai să ne întoarcem la poveste. Măcar am testat și noi chestia asta, să vedem care e ideea, știi? Că altfel ne-am fi dus iarăși cu altă ocazie și n-am fi înțeles nimic. Acum hai să ne întoarcem la treaba noastră. La treburile noastre, la ninjalei noștri acolo. Ba, dar trebuie să găsim un punct de la să ne schimbă echipa. Trebuie să fi schimbat echipa înainte de a intra în ăsta. Să fi făcut level la băieți. Chiar ar fi trebuit asta, firea, era cu târziu, nu mai ies acum de 100 de ori, că după aia iară merge joc, până ne încărcăm, până toate alea, nu e ok. Așa că mergem pe treaba asta, așa, mergem cu ce avem acum și schimbăm după. Luăm altă echipă, luăm Wolverine înapoi sau ceva. Wolverine îmi place foarte tare cum merge și de-aia zic că ar fi o chestie bună, ok, deci nu ne mai atingem de asta. Da, nu mă mai agi cu anomaliile voastre, că anomaliile voastre sunt total blanau, n-am să zic aici. N-aș fac că celălalt eroi nu evoluează foarte tare, dacă nu ia misiuni sau ceva. Întreb cum rezolvi situația asta. E, dacă probabil oricum o să-l explorez joc off-camera mai mult să vedem ce găsim. Adică să-mi scos un tag în chestia aia. Îi dăm cu acea, mamă, ce ninjalei periculos, frate, ești nebun? Oh, lol. Mamă, dar synergy attack-ul ăsta dă mult tare, îmi place. Ușa, Danny. Ia uite-te la el, bă. Iron Fist.
Oh, eu costum ăla lui Blanau. Cu decolteu, cu nebunii. Ce știu eu, chiar putem să jucăm cu el? Mă întreb el în ce echipă intră. Îmi place foarte rău cum arată. Îmi scos cu cine are sinergia aia, mă interesează mai mult. As much as I appreciate a timeless weapon like yours, I prefer an immortal one like mine. Cred că e... cum se cheamă? Cred că ăsta, Iron Fist, merge bine cu Spider-Man, Nova și mai știu cine. But the real challenge still lies ahead. What is the delay? Yep. Oh. Oh, ăștia aici, sau că fur, boys. Mamă, dar ce... ce nenorocim acum că avem un pic de sinergie. Ai vin? Mamă! Era bă ninja lei cu bombele voastre peste tot, frate. Mamă, asta poți să dai un synergy attack, e ceva. Deci trebuie să găsim o echipă bună cu sinergii bune, boys. Va trebui să ne documentăm. Jesus, ia în ultimul hal și dă și nenorocește. Nu coace. Mai vine vreun? Oh, mai e unul. Săracul cum e singur acolo. Mai vin, mă? Oh, dă ăștia așa cu HP mai mult. Oh, deci combinația asta cu Peter Quill cu Tornada dă așa de mult damage. Și și aruncă în toate felurile. Uite cât a stun-ul, cât a damage-ul. Level 9, curând abilitate nouă, boys. Acum am spus, o să trebuie să schimbăm echipa, că vreau să jucăm ceva mai mișto. Îmi plac ăștia, adică îmi place Guardians of the Galaxy, îmi place cum e făcută, dar... nu prea îmi plac mie eroi așa din Guardians of the Galaxy. Măcar facem XP destul de repede, lor. Distrugere masivă, boys. Mhm. Tare. A, uite, acum putem face echipa. Nice. Ia zidem Iron Fist unde intră. Ok. Hero Select. Zidem ăsta unde intră. Iron Fist, a? Ia să vedem aici. Iron Fist. Nu, nu, nu. Team Bonus aici, înapoi. Team Bonus. New Avengers. Iron Fist, Luke Cage, Spider-Man. Fuck, să luăm pe Luke Cage. Asta e doar durabilitate. Femeile fatale. Cred că putem face o combinație mai mișto. Wolverine cu cine mai mergea în combinație? Wolverine mai merge în combinație cu Venom. Deci o putem lua și pe Venom. Deci hai să luăm așa. Luăm pe Iron Fist. Luăm pe Spider-Man. Luăm pe Venom. Și pe Wolverine. Wow, n-a luat nicio gargică cu noi. Level 10 pe Venom, level 10 Iron Fist, level 9 Spider-Man și Wolverine acolo și nice. Și de bonusuri pe aici pe acolo, dar trebuie să ne facem upgrade la echipă, boys, stați așa o leacă. Stați așa o leacă, bă, că mai trebuie. Ok, team. Și să le dăm aici ability info. Nu, nu, înapoi. Aici. Oh, mă costă ceva ce nu am. Hai mă, dă așa. Aoleu, mă bat o leacă meniu, să fiu sincer. Aici așa, upgrade, yes. Back, următorul. Upgrade, bun. A, îți arată ce tip e fiecare abilitate, uite aici. A. Momentan avem de ajuns EP de ăsta cât pentru să activăm și îndrăcie aici. Spider-Man încă n-a primit. Ok, suntem bine acum, finally. Ia să luăm pe Iron Fist. Iron Fist are sinergie cu Venom. Ok, super. Și are un atac și nu mai știu ce. Ok, arată bine. Ia să vedem, boys, ce facem aici. Scăutăm cristalul prin acest această casă dubioasă. Unless we find a way to open this gate, our journey ends here.
Here's the Vermilion Bird of the South in all its glory. I recognize this. It's the Azure Dragon of the East. Albastru roșu pus, ne trebuie încă două chestii de pus, am înțeles. And who can forget the good old Black Turtle of the North? Ce se bate Spider-Man, măi, nebun? Bă, Spider-Man, te-ai stricat bobiță. Ia uzi și ăștia, se activează toți. This one is the White Tiger of the West. A classic. Nice. Ok, și să ducem acolo acum. Oh, salut, boys! Ia o combinație cu Batman Venom aici, nu facem și noi? Yo, da, aia a fost blană. Oh, Iron Fist e blană rău de tot. Falcon Punch! Ok, asta e destul de șmecher. Yo, aia e tare. Dacă a pus o dai. Oh, capcane. Jesus. Păi toate abilitățile astea sunt toate aici. Dragon Smash. Wolverine. Hai că am făcut o combinație cu cineva aici. Nu știu cu cineva am combinat, dar e și tot treabă fain acolo. Oh da. Oh da, boys. O puțin heal așa aici, e super pentru băiatul nostru Dragon ăsta, Iron Fist. Oh, dau alea așa mult damage. What the fuck, Daredevil? Uite-te la el ce badass e, o. Bine, mă, tu periculos mic ce ești. Au ce șmecher e el, o. Ioi, bă, băiatule. Marfă. Ha. Nici dacă știu unde sunt, tot nu fac nimic cu el. Tot nu fac nimic în privința asta. You're welcome to follow me. Asta e echipa care ți-ar sugerau aici. Da, deci asta e echipa care ți-ar fi sugerat aici. Letting me sense where their triggers are. Oh shit. Your safest bet is to let me or another teammate who can detect danger lead the way. Okay. Okay, wow. Zici, nu am mers cu Spider-Man, că la practic este bun. Ah, ok. Asta e mult mai simplă. Asta e mult mai simplă. Hai there. Oh, Gaji. Ah, Spider-Man și Wolverine se combină. Pretty spectacular, huh? Save some for me, bub. You cannot win. Hai da. Ne norocim pe toată lumea aici. Aleu. Iron Fist. Oh, super, domnul Spuder mi-a dat abilitate nouă. Iron Drone. Spider Drone sau ce mă s-ar fi. Dă drona aia odată, boss. Ioi, frate. Oh, level up și pe Wolverine-ul meu. Dar cred că faci level relativ repede, sincer, după cum văd eu aici. Aia, dă damage. Nice. Oh, mare ceva range Wolverine cu ghearda aia, să fiu sincer. Ia de aici, bossulane.
Gata, mă, l-am prins. Mamă, ce nebunie asta cu chestiile de descoperit. Oh, super, Daredevil e cu noi acum. Mamă, ce echipe blană putem să facem acum. Dar oameni buni, noi suntem prima aici cu acest video din Marvel Ultimate Alliance 3. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe videouri genul acesta, știți foarte bine ce aveți făcut. Nu uitați să dați like, subscribe și așa și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!